Incidentul a avut loc ieri după amiază în localitatea Mătăsari. Un tânăr de 20 de ani din comună a anunțat poliția că a fost bătut în parcul din localitate. În urma agresiunii, tânărul a suferit mai multe leziuni, fiind necesară intervenția medicilor pentru acordarea de îngrijiri medicale. În continuarea cercetărilor, în dosarul penal față de agresor a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. Postul de poliție Mătăsari a fost sesizat de un tânăr de 20 de ani din localitate cu privire la faptul că un bărbat de 32 de ani din comuna Mătăsari l-a agresat fizic în timp ce se afla în parcul din localitate, iar în urma agresiunii tânărul a suferit mai multe leziuni, fiind necesară intervenția medicilor pentru acordarea de îngrijiri medicale. În continuarea cercetărilor în dosarul penal față de agresor a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.